Da, CFR-ul într-adevăr tot timpul gestionează foarte bine situații de genul ăsta. Da. Ați observat și noastră în presă că ei nu ies, nu fac declarații, sunt concentrați pe ceea ce au de făcut și într-un fel poate că e mai bine așa. Nu da. Poate, sigur e mai bine așa. Denis, cum e? Pentru că a ajuns la CFR, fiind foarte tânăr, n-a prea prins echipa, n-a jucat foarte mult. Cum se simte când face parte din acest angrenaj al echipei Clujului și ar dori să joace mai mult? E frustrat că nu prinde echipa sau e mulțumit de faptul că face parte dintr-o echipă campioană? Păi, aseară era foarte bucuros și eu de altfel. Măcar satisfacția că se pregătește fiecare zi cu această echipă, încă o dată cu jucători foarte, foarte experimentați. Este adevărat că și el își dorește să joace, și eu îmi doresc să joc, însă nu trebuie să uităm că el a venit acum, în ultima perioadă la CFR, deci el nu a prins de la început. Concurența este foarte, foarte mare la CFR. Ați văzut și dumneavoastră ce jucători au în componentă, în lot. Și atunci pentru el a fost greu să se impună în primul 11 sau chiar și în primul 18. Asta este o experiență bună pentru el. Faptul că este acolo și se antrenează zi de zi și cu acești jucători de la CFR, un antrenor, este antrenat de un antrenor care are mare experiență, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni antrenori din România, și nu o spun eu, o spun statisticele, da. Faptul că a câștigat 3 trofee consecutive cu CFR spune tot. El trebuie să aibă răbdare, bineînțeles că trebuie să lupte, să prindă în primul rând primul 18, după care, probabil ajutat și de regula asta Under 21, să poată să se impună și pe viitor. Anumiti jucători nu au experiență și, bine, nu au experiența necesară pentru a se bate la un titlu, mă refer. Da. Chiar dacă... Sincer, Craiova au avut în acest play-off evoluții foarte bune. Da. În momentul în care s-a jucat această finală, întâlnește o echipă, sincer, acum nu vreau să-i ridic în slăv pentru că este Denis acolo, dar este o echipă foarte puternică. Da. Este o echipă puternică fizic, foarte greu îți dă voie să ajungi la poarta lor, foarte periculoasă la fazele fixe și tu ca jucător simți lucrul ăsta. Deci în momentul în care au fost egalați, sau cum a spus domnul Bergodi, că au primit și al doilea gol, practic mental ei au căzut. Și le-a fost foarte greu să mai revină în momentul în care vezi o echipă că este foarte, foarte puternică, e greu de crezut că poți să mai întorci rezultatul. Cred că asta s-a întâmplat. Da, pe de altă parte sunt totuși acolo jucători, mă gândesc la Colic, la Dan Nistor, chiar și AK este un jucător experimentat. Că e și o poveste cu cuplu de stoperi, comparând un pic Vinicius cu Boli și AK cu Kostić. Mi se pare că e diferența de la cer la pământ și de valoare. Are Craiova o problemă că jucătorii experimentați nu sunt la un nivel atât de sus cum sunt jucătorii experimentați ai CFR-ului? Păi aici poate există o explicație simplă, cred eu. Mă uitam la cei de la CFR, începând cu portarul, cu Arla, da, care are 5 titluri câștigate, da. Cuban are 5 titluri, Dea care 3 sau 4, foarte mulți jucători. Camora la fel, o grămadă. Camora, am spus așa... Da. Nu știu cei de la Craiova, sincer, nu știu câte titluri au câștigat. Și meciurile astea din cupele europene la CFR, când ne-am uitat cu toții și ne-a făcut o mare plăcere să joace de la egal la egal cu Sevilla, cred că asta a făcut diferența, experiența asta, jucătorilor care știu să joace sub presiune mare.
Adică au capacitatea să fie concentrați chiar dacă sunt conduși. De fapt, asta evident, înseamnă. Evident, da. Evident. S-a și văzut aseară. Da. S-a și văzut aseară. De-aia ți-am spus că am văzut prin jocul lor, am văzut la CFR o liniște așa, adică n-au intrat în panică, s-au reorganizat, au început să înceapă construcția de jos, să pun pe ei. Da. Dădeam impresia că nu, că n-au niciun fel de emoții. Așa mi s-a părut mie. Da. Patronul CFR-ului Năluțu Varga este în discuții incredibil cu Mario Balotelli, dar și cu Nicușor Stanciu. Ce ar însemna, ipotetic vorbind, dacă acești doi jucători ar ajunge în Gruia? Ce ar însemna pentru CFR? Păi, cred că ar fi două transferuri de răsune, dar eu n-am de unde să știu și n-am... Nu, vă întreb ce ar însemna strict tehnico-tactic pentru echipă, pentru nivelul echipei. Păi orice jucător de valoare, da, care vine la o echipă este un plus pentru echipa respectivă. Nu? Chiar dacă CFR-ul a un lot foarte valoros, dar acum vor începe aceste preliminarii, nu? De Champions League, da, plus da, campionatul, e o echipă care are nevoie de întăriri. Bine, dacă întreb orice antrenor din orice ligă, o să spună, domnule, avem nevoie de întăriri. Exact. Motor, e clar. Nu o să spună, nu mai am nevoie. Da, vă întreb altceva. Profilul de jucător al lui Nicușor Stanciu este necesar echipei CFR? Că eu stau și mă gândesc și mi se pare că nu există niciun jucător apropiat de profilul lui Stanciu în lotul CFR-ului în acest moment. Păi nu, asta cel mai bine trebuie să știe Dan Petrescu, că el își face strategia. Noi degeaba comentăm dacă s-ar potrivi sau nu s-ar potrivi. El știe foarte bine ce sistem va juca sezonul următor, ce jucător se pliază în echipa lui. Pentru că dacă discutăm noi doi așa ca da, suporterii, orice jucător care vine s-ar putea să nu se integreze într-un anumit sistem. Și atunci poate că nu este benefic pentru echipa respectivă. Știi ce spun? Da. Adică cel mai bine știe antrenorul, el știe ce are nevoie, ce sistem joacă, unde se pliază jucătorul respectiv. Așa dacă ia un jucător care pe postul, nu știu, de fundaș central e foarte bine, nu știu, are deja soluții foarte multe și mai aduce un jucător, este deja un jucător în plus, nu? Vorbesc da, așa, în general. Pe de altă parte, Balotelli se vorbește de 1 milion de euro pe sezon. Nu e prea mult? Nu rup cumva echilibrul în echipă? Și vă întreb, pentru că și dumneavoastră ați jucat la echipe mari, în vestiare puternice, ați și antrenat echipe mari, nu se rupe vestiarul când un jucător câștigă atât de mult față de ceilalți? E bine, în mod normal, jucătorii sunt profesioniști, da? Fiecare își negociază contractul lui și este... ar trebui să fie mulțumit cu ceea ce a negociat și cu ceea ce a obținut. Da. În momentul în care ești profesionist, ești jucător profesionist, trebuie să-ți faci treaba cât mai bine, să te antrenezi și să nu te intereseze de ce salariu are colegul tău. Da. Asta este părerea mea. Cum vi se pare situația de la echipa noastră de suflet Dinamo? Azi noapte s-a dat un comunicat târziu, după ora 12, FRF-ul anunță că se va juca pe 19-12 august barajul de promovare sau de rămânere în Liga 1, nu se schimbă nimic și Dinamo nu mai poate să-și ducă la capăt restanțele, să joace toate meciurile. Deci Dinamo ar putea retrograda pentru că nu joacă meciurile. Cum e posibil așa ceva? Da, este foarte complicat și discutăm despre lucrul ăsta, că nu avem nicio certitudine de programarea a jocurilor. Da. Ceea ce vreau să spun este că mie mi-a plăcut Dinamo la ultimul meci cu voluntari și m-am bucurat că au câștigat, chiar dacă, mă rog, situația în clasament este una foarte îngrijorătoare. Da. Mi-aș dori ca Dinamo să iasă din această situație, dar este dificil și complicat pentru că au foarte multe meciuri de jucat într-un timp foarte scurt.
Da. Păi au așa, au cu Hermannstadt, Chindia, din nou Hermannstadt, din nou Chindia, Sepsi și Viitorul în ultima etapă. Bine, Viitorul au anunțat că își vor lăsa jucătorii în vacanță, dar nu va ajunge să joace ultimele meciuri în contextul ăsta. Da. Și chiar dacă ar ajunge, nu știu, mie mi se pare foarte complicat să joci din două în două zile sau din trei în trei zile, da, un lot restrâns, pentru că mai sunt probleme, am înțeles, nu știu exact, anumiți jucători care nu pot evolua din cauza COVID. Da, e vorba despre Fabrini, Mihai Popescu și Andrei Sin. Da, este complicat, nu poți să faci față în perioada asta în care trebuie să joci din 3 în 3 zile, mai ales că ei nu s-au antrenat, nu s-au pregătit. Hai să zici, primul joc cu voluntari l-au dus din entuziasm, din inimă, din ambiție, din dorință, dar dacă va trebui să joace din 2 în 2 zile, este foarte greu să-și revină fizic.